lei, cu siguranță și ei sunt destul de puternic vizați de această eclipsă de soare care se întâmplă în semn opus. Și cu nodul nord în semnul lor. Deci pentru ei relevanța este această conjuncție a luminarilor, vorbește evident despre simbolul vieții, despre însuși simbolul lor, pentru că lei, știm, sunt guvernați de soare, care este simbolul vieții. Despre tot ceea ce înseamnă aducerea în conștient a unor lucruri din subconștient pe care le totuși le cere luna de la soare. Deci este un soi de dialog, de discuție pe 15 februarie între lună și soare, mai exact între subconștient și conștient. Lei ar cam trebui să înțeleagă unde există mici neconcordanțe sau mici incongruențe între subconștient și conștient. Poate unor se limitează acolo unde nu trebuie și ar trebui să scoată la iveală anumite lucruri, sau poate alteori din potrivă scot la iveală ceea ce ar trebui să limiteze. Deci această baleere zilele astea între subconștient și conștient, poate vorbi sigur că da și despre simbolul matern, o să vedem imediat după publicitate. Oricum, bine ar fi să rămână generoși, să rămână sensibil, să rămână simbol pentru iubire și pentru tot ce înseamnă fair play și generozitate, chiar dacă s-ar putea să fie puțin provocați de către această eclipsă de soare, care știm foarte bine că nu acționează fix în ziua respectivă, ci și cu o zi, chiar două, înainte și după. O să vedem exact la ce ne referim după publicitate pentru Nativile. Am revenit, am rămas la semnul leului, vorbind despre această eclipsă parțială de soare de pe 15 februarie. Pentru ei, spuneam că vorbește despre simbolul vieții, despre ideea de a fi protector, bun, altruiști, de asemenea de a aborda iubirea la un nivel înalt și altruist, de a deveni din ce în ce mai empatici și mai generoși, pentru că, indiferent de genul de conflicte sociale pe care sigur poate să-l propună această conjuncție a luminarilor în semn opus pentru leu, totuși este bine și sfătuim încă o dată să rămână buni, empatici, generoși și altruiști, să nu se enerveze și să își domine hiperemotivitatea, pentru că sigur că da, ambele luminarii în semn opus vor da o oarecare emotivitate puțin peste medie și sigur și un oarecare soi de conflict în zona aceasta. Totuși ar trebui să spunem și faptul că Junona le aduce un plus de abilități de negociere. De parteneriate, da. Da, în special în parteneriate și nu numai atât. Unii lei pot observa, se pot observa ca niște observatori. Se pot vedea ei și pot analiza relațiile lor într-un mod obiectiv, să nu uităm totuși că vărsătorul este un semn al obiectivității. Și cumva, deși este conjuncția asta Soare-Lună-Mercur, lei pot separa emoțiile de gândirea logică, de felul în care își direcționează energia. Sigur că e destul de dificil și e o provocare, sigur, orice eclipsă e o provocare până la urmă, măcar aceasta este o provocare benefică și duce către o evoluție. E o provocare faptul că și Mercur și Jupiter sunt în semne fixe, ori semnele fixe tind să țină de opinia lor. De aceea, sigur că e posibil să aibă discuții în care fiecare să-și țină de părerea lui și să nu ajungă la niciun rezultat, în special cu persoane apropiate, cu membrii familiei, cu cei care le sunt dragi. Asta nu îi va dezarma, cum spuneai și tu, e bine să-și păstreze noblețea. Dacă ne gândim mai bine, ei vor putea să analizeze lucruri din subconștientul lor pe care până acum nu le-au văzut. Cumva această cuadratură Marte-Neptun le este favorizantă. De ce? Mai pot lăsa controlul în relații. Pot descoperi resorturi pe care poate nu le-au recunoscut și sigur nu toți leii se vor confrunta cu asta, dar resorturi care să pornească fie din gelozia partenerului sau o joacă cu gelozia, cu posesivitatea, cu dorința de control. De aceea leii consider că în săptămâna viitoare vor fi extrem de imparțiali, se vor surprinde și ei pe ei cu imparțialitatea și controlul. Să mergem mai departe, să vedem și pentru Fecioare cu adevărat cele care se află cel mai mult în vizorul neptunian. Știm deja ce înseamnă această planetă credinței. Pentru aceștia, pe casa sănătății este această eclipsă, deci vedem cât de
interesant. Deci pe Fecioare, eclipsa le avertizează cum să gestioneze sănătatea. Nu este deloc întâmplător faptul că această eclipsă nu este atât de dură precum alte eclipse. Vorbim despre eclipsa de soare, deci Fecioarele ar trebui să înțeleagă de fapt care sunt cauzele, pentru că de fapt această eclipsă de soare vorbește despre conjuncția luminarilor, deci cauze. Ei trebuie să meargă la cauza problemei. Nu neapărat atât, bine, sigur, și un potențial tratament sau modul în care au grijă de ei este foarte important, dar dacă pentru lei era de analizat simbolul vieții și lecția generozității ca lecție karmică, pentru că toate eclipsele poartă un marcaj karmic întâmplându-se pe nodurile lunare, iată și pentru Fecioare este un mesaj karmic. Mesajul karmic pentru ei fiind pe casa sănătății sau și pe casa sacrificiului și a punerii în slujba celorlalți este fie pentru cei care au vreo afecțiune. Cum să caute exact cauza acestei probleme de sănătate, iar pentru cei care nu au nicio afecțiune, cum să se pună în slujba celor cărora le datorează ceva sau cărora față de care simt că le-ar putea îndulci vreun soi de experiență. Desigur, este și o săptămână în care fecioarele vor trebui să evite micile capricii, să nu lase nimic neexplicat. Este o săptămână foarte favorabilă revelațiilor. Vom întâlni fecioare care cu siguranță vor înțelege care este importanța anumitor lucruri pe care le-au făcut cu ceva timp în urmă. Trebuie să-și explice cam tot ceea ce-i macină. Dacă fecioarele își vor explica tot ceea ce imagină, tot ceea ce a rămas nelucidat, chiar dacă nu le rezolvă, sufletul va simți acest lucru și știm că un suflet mulțumit crește imunitatea organismului. Deci chiar și pentru cei care nu se simt, să spunem, în regulă sau au o anumită problemă energetică, este foarte important ca zilele acestea, nu neapărat pe 15 februarie, dar chiar zilele acestea până în această eclipsă, să stea puțin de vorbă cu ei înșiși și să devină terapeuții propriei persoane, să înțeleagă de ce se simt devitalizat sau de ce sunt supărat sau de ce ceva nu merge așa cum trebuie. Da, și după părerea mea, datorită faptului că această eclipsă... Dar favorabil vindecării și prin abordarea din perspectivă spirituală a problemei respective. Exact. După părerea mea, această eclipsă este o eclipsă a schimbării, a transformării. Toți trebuie să îmbrățișăm ceva nou, indiferent de zodie. Faptul că la Fecioară pică pe casa a sănătății și a muncii și a programului zilnic, hai să o luăm motamo, implică schimbarea rutinei zilnice. Fecioarele sunt renumite prin faptul că sunt atente pe detalii și așa cum spuneai și tu, o fecioară care nu are nicio problemă de sănătate, dar observă niște amănunte, niște mici detalii, este bine să se ducă să se caute, să se controleze. Deși această eclipsă este conjunctă cu doi asteroizi care ne leagă de sănătate, în special de sănătatea pe parte feminină, să zicem așa, cu Junona și cu Higieia. Și această eclipsă poate da și o predispoziție spre exagerarea unor probleme de sănătate sau... Panicare. Panicare, exact, spre panicare. E bine ca dacă avem semnale, simptome, în special fecioarele, să le căutăm ca să ne luăm de o grijă. Da. De altfel, această conjuncție Soare-Mercur-Lună implică și faptul că, iată, e posibil ca fecioarele să aibă niște disfuncții în starea de sănătate și, cum spuneai tu, și o alterare a sistemului imunitar, tocmai datorită unor tensiuni parteneriale, adică să somatizeze, să fie efectul da. Unor anumite emoții, sau, neînțelegeri, da. Care se vor clarifica probabil în momentul steliumului din Pești, exact. Când toate planetele vor intra... Favorabil vindecării, deci exact. Iată că deja în curând se anunță, apare o speranță, apare ceva care cu adevărat parcă îi mulțumește sufletește și o concluzie pentru ei merge mai departe. Practic, ce li se cere acum? Mărirea receptivității în fața mesajelor destinului. Este singura concluzie pe care le-o putem da fecioarelor. Sunt cea mai supervizată zodie din punct de vedere al îndreptării greșelilor pe care le-au făcut mai de mult sau chiar le fac în prezent. Sunt foarte supervizați de Neptun, care este planeta credinței în semnul credinței, fiind în semn opus, mai mult decât peștii, care sunt chiar gazdele lui Neptun. Deci exact. Iată de ce, dacă o fecioară ține cont de toate reperele morale, sociale, principiale și așa mai departe, spirituale, religioase,
aproape este imposibil să aibă vreo problemă, vreun necaz, vreo suferință, dar la fel de sigur este că dacă se încalcă anumite lucruri sau s-au încălcat și nu le-am identificat și n-am umblat la cauza problemei, pot apărea astfel de nereguli, sigur. Pentru că acum facem trecerea de la o zodie responsabilă cu sănătatea, în general zodia Fecioarei, și o zodie responsabilă cu frumusețea, zodia Balanței, să anunțăm și evenimentul de astăzi. Are loc până la ora 7:30 și mâine până la ora 18 la Sala Palatului, un eveniment pe care deja îl știe toată lumea, are deja profilul pe care îl avem și noi în emisiune, cel mai mare târg de dezvoltare personală, de spiritualitate, de sănătate și frumusețe, body, mind and spirit. Știm că aici participă expozanți din diverse categorii de spiritualitate, este foarte interesant, intrarea este liberă. Și o zi foarte favorabilă unei asemenea gen de eveniment. Și pe toate aceste aspecte dintre Uranus și Mercur, care se referă la informație, cine știe, poate că acolo vom descoperi informația care ne face mai fericiți, mai sănătoși, sau care ne deschide un nou drum, un nou interes. Așa este, mergem mai departe, să vedem pentru Balanțe. Ei știm că sunt armonioși, dar cu siguranță și ei vor avea ceva de înțeles pe această frumoasă eclipsă. Să nu uităm să menționăm totuși că această trecere a lui Venus din Vărsător în Pești impune și ea oarecare energie care se mută dintr-un loc în altul, adică din a fi foarte euforici cu acest Venus în Vărsător, am socializat destul de mult, oricum în Vărsător se socializează mult, avem și un sistem relațional care este îmbogățit, îmbunătățit, dar acum ele se pregătesc să treacă în, vorbesc despre acel stelium din semnul Peștilor, într-un semn compasional, intuitiv, spiritual, religios. Deci iată de ce cu siguranță și Balanțele vor identifica toate acele situații în care nimic nu trebuie să le scape, în care totul trebuie să capete un sens și un sens spiritual. Nu se mai permite încălcarea regulilor de niciun fel și oricum știm că în general luna martie vine către noi cu foarte multă spiritualitate, dar sunt și descărcări karmice puternice și au foarte mare nevoie de oameni în jurul lor, pentru că ei nu se simt bine dacă nu au o conjunctură favorabilă socială, decât cu oameni care să se armonizeze, să funcționeze oarecum pe aceeași structură. Și totuși le-am spus că în ultima vreme Balanțele nu au întâlnit tocmai oameni cu care să funcționeze pe aceeași structură din cauza lui Saturn și a lui Pluton acum în casa a patra, deci emoționalul lor este foarte încărcat, este foarte încercat, într-un mod în care ei trebuie să facă o metamorfoză. Exact, și va ajuta și Venus în viitorul apropiat și de altfel toate planetele din Pești. Să nu uităm, Venus în Pești este în exaltare, da? Are legătură cu iertarea, cu iubirea autentică. Se simte foarte bine Venus acolo, chiar dacă este un pic mai timidă, cum spuneai tu, Venus în Vărsător e îndrăzneață, nonconformistă, Venus în Pești e mai rezervată și ține sigur, sentimentele. Este domiciliul imediat următor, domiciliului propriu-zis, deci iată o poziție frumoasă. Totuși să subliniem faptul că, deși nu au fost foarte bine aspectate până acum, Balanțele au acest fenomen de eclipsă fix pe casa a cincea, care este casa bucuriei sufletului, casa distracției, casa iubirilor, vitalității, casa vitalității, casa plăcerilor, casa timpului liber. Și atunci, probabil că schimbarea la care se referă această eclipsă, sigur, poate să nu pară atât de semnificativă, dar este vorba de a fi realist în legătură cu sentimentele tale, când te referi la o balanță, sau o balanță ar trebui să-și evalueze foarte bine dorințele, emoțiile, planurile, în așa fel încât să descopere bucuria din spatele fiecărei acțiuni, mai ales că, până la urmă, și felul în care simt, și felul în care gândesc, și felul în care, la nivel conștient, își direcționează energia, sunt hrănite, sunt alimentate de acest Marte. Sigur că el nu va sta foarte mult aici în săgetător și în poziția asta de tensiune cu Uranus, dar va fi aspectul major al lunii, după părerea mea. Își va pune amprenta asupra întregii luni și atunci este bine ca Balanțele
să vadă unde investesc prea multă energie cu rezultate nu tocmai palpabile. E bine să-și facă o evaluare, să vadă de unde pot economisi timp și energie, în așa fel încât să investească în lucruri care să le aducă bucurie, să le facă plăcere cu adevărat. Sigur că Marte e colțuros pe casa comunicării la balanțe și atunci e posibil ca o exprimare ambiguă, sigur asta face Neptun pentru, da, în combinație cu Marte, să rănească persoane din jur, le sfătuim pe balanțe să fie atente, da, în special cu cei din colectiv. Și anumitor situații, pentru că Jupiter se află în casa a doua, trebuie să le intuiască evoluția mele, să vorbim despre situații financiare, trebuie să planifice foarte corect următoarele momente, pentru că strategia este deosebit de importantă. Vedem acest Marte pe casa a treia și luna acum chiar zilele acestea între, adică astăzi mai exact, mai rămâne acolo, deci azi chiar este o zi bună, oportună pentru o repoziționare strategică. Balanțele cu adevărat nu se plictisesc în perioada imediat următoare, dar este și foarte important cum nu se plictisesc, adică ce aleg să facă. Să mergem mai departe să vedem, Silvana, pentru scorpioni, cei care, de care ar trebui să ascultăm cel puțin în zona aceasta a flerului financiar, pentru că ei sunt destul de intuitivi și ajutați de către Jupiter pentru canalizarea constructivă a banilor. Ei se pot intersecta și cu alte domenii în această perioadă din care pot face, din care pot avea profit, din care pot avea foloase. Este chiar o ușoară karmă, aș spune, în zona pecuniară, în zona financiară pentru ei, iar această eclipsă pentru scorpioni atrage atenția asupra unor aspecte emoționale. S-ar putea să intuiască unde se simt ei cel mai bine, unde sunt cel mai puternic ajutați, cu cine se simt cel mai bine, poate chiar să le vorbească la nivel personal anumite situații despre lucruri care sunt relevante. Iau o reformulare interioară profundă pe 15 februarie, am spus plus minus o zi. De asemenea, își vor înțelege și anumite lucruri în care cred cu adevărat. Sunt destul de deschiși către tot ce înseamnă nou, tot ce înseamnă frumos, tot ce înseamnă spiritualitate. Oricum, o zodie foarte predispusă în această perioadă, poate chiar una dintre cele mai predispuse zodii în această perioadă către spiritualitate. Îi ajută foarte mult Neptunul acesta absolut superb în semnul peștilor, Jupiter în semnul lor. Deci sunt foarte multe aspecte care pentru scorpioni înseamnă 100% să trăiască într-o manieră spirituală. Și Saturn pe casa a treia, a gândirii logice. Conexiuni între prezent, da? Trecut, între evenimentele, înțeleg mesajul. Și le dă o gândire extraordinar de temeinică, de logaritmică, de matematică, aș putea spune chiar. Totuși, mă gândesc la eclipsa pe casa a patra pentru scorpioni. Nu e vorba neapărat de securitate financiară, deci și ei sunt foarte bine aspectați pe viziune și pe simțul acela financiar pentru care sunt renumiți. Mă gândesc în special la, așa cum spuneai și tu, la securitatea emoțională, la probleme legate de, sau la chestiuni legate de cu ce se identifică ei, care e conversația lor cu ei înșiși, care sunt emoțiile în ceea ce, felul în care se percep ei la nivel emoțional, la nivel detașat, obiectiv, părerea lor despre ei înșiși. Iar la un mod concret, eclipsa probabil că le va aduce totuși niște schimbări legate de conceptul de acasă. Cum spuneam, nu neapărat la mod practic, pentru că mulți scorpioni în următoarele 6 luni își pot schimba casa sau își pot renova casa sau își pot reinventa spațiul intim și personal, ci poate că vor înțelege scorpionii mai bine că acasă este acolo unde e inima ta, un lucru pe care această eclipsă încearcă să învețe. Pentru scorpion, oricum, vorbim și de hotărâri foarte puternice, despre faptul că îi estimează extraordinar de corect tot ceea ce își propun. Acum, sigur că da, cu
Planeta călătorilor în semn vom vedea scorpioni care călătoresc foarte mult, ba chiar îi atrag și pe alții în aceste călătorii sau imediat se mulează după deciziile oamenilor de a călători. Dar spuneam, puterea deciziilor, motivația deplasărilor de durată este foarte interesantă, pentru că aproape nicio călătorie lungă a scorpionilor nu va rămâne fără o motivație și nu întotdeauna va fi neapărat o motivație legată de comerț sau de profesie, ci din potrivă o motivație spirituală, chiar dacă la bază are o, să spunem, o motivație mercantilă, până la urmă se transformă într-o motivație spirituală. Oricum, ei sunt foarte preocupați în această perioadă cu planeta filozofiei în semnul lor, de filozofia vieții lor, în primul rând, și după aceea și de filozofia vieții celorlalți. Să mergem mai departe, să vedem pentru săgetători